Salutare dragi prieteni și bine ați venit pe canalul meu! Azi avem o rețetă de post rapidă și foarte delicioasă. Pregătim humus de năut cu ardei copți în doar 5 minute. Rămâneți cu mine până la final pentru a vedea ingredientele și modul de preparare. Vom avea nevoie de aproximativ 250 de grame de năut fiert, 2 ardei copți și decojiți, puteți să folosiți și ardei copți din conservă. Câteva linguri de ulei de măsline, sare, un grăunte de usturoi, o linguriță de semințe de susan și 2 linguri de zeamă de lămâie. În vasul unui blender vom adăuga năutul, ardeiul copt, semințele de susan, grăuntele de usturoi, zeama de lămâie, 2 linguri de ulei de măsline și la sfârșit vom pune și un pic de sare. Pasăm foarte bine toate ingredientele, iar în momentul în care vedem că este compoziția foarte groasă, putem să adăugăm 2-3 lingurițe de apă pentru a o subția. Mai mixăm încă un pic pentru a încorpora și apa, după care putem să scoatem humusul din recipientul blenderului și să-l așezăm în farfuria sau recipientul în care îl vom servi. Și pentru un aspect mai plăcut, putem să mai presărăm pe deasupra câteva semințe de susan și să mai adăugăm și o lingură de ulei de măsline. Putem să servim acest delicios humus cu bucățele de pâine prăjită sau cu snacks-uri din morcovi și castraveți. Adică pur și simplu tăiem castraveții și morcovii în felii lungi și așa putem să servim humusul într-un mod sănătos și foarte delicios. Această rețetă de humus este ideală pentru zilele de post, de asemenea pentru persoanele vegane și pentru acele persoane care țin o dietă pentru slăbire. Dragii mei, până aici rețeta de astăzi, sper că v-a plăcut și dacă este așa, nu uitați să dați un like, să distribuiți videoclipul și să vă abonați la canal dacă încă nu ați făcut-o. Nu uitați să activați clopoțelul pentru a fi la curent cu toate rețetele mele. Mă puteți urmări și în rețelele sociale, vă voi lăsa link-urile jos în descrierea acestui videoclip. Eu vă mulțumesc tuturor pentru vizionare, aveți grijă de voi și pe curând la o nouă rețetă!